ziua, dragi telespectatori ai SCU TV, bine v-am regăsit. Sper că această emisiune să vă găsească bine, sănătoși și optimiști. Astăzi am invitat în studio pe domnul Alexandru Mânzat din Cluj. Este un tenor și contrabasist de renume mondial. Este actualmente la Opera din Cluj. Este născut în satul Escu, din județul Cluj. Bine ați venit, domnul Alexandru Mânzat, și mulțumim pentru că ați acceptat invitația la Escu TV. Bine v-am găsit! Bună ziua! La dumneavoastră este ziua, la mine este seara. Hristos a înviat, pentru că în Ardeal se spune Hristos a înviat până la înălțare, da. Înălțarea lui Iisus, și atunci se spune Iisus s-a înălțat. Adevărat, mă bucur tare mult că mi-ați dat ocazia să vin aici la dumneavoastră în studio, studioul Escu. Deci mă simt ca acasă la mine, pentru că și eu m-am născut în Escu și uite-te că am ajuns să vorbesc la televiziunea Escu. Foarte frumos! Domnul Alexandru Mânzat, de altfel ne-am întâlnit acum mulți ani, sunt ceva 5-6 ani, nu mai știu exact, în România, ne-am întâlnit în Cluj, după care m-ați invitat și mi-ați fost ghid în satul dumneavoastră natal, în satul Escu. Am niște amintiri foarte, foarte plăcute din acest mic sătuc despre care spuneți uneori cu mâhnire că s-a golit și că iată, nu mai este ce era pe vremuri. Ce amintiri păstrați din satul Escu? Păi păstrez foarte multe amintiri și amintiri plăcute, pentru că acolo m-am născut, acolo am copilărit, ca să zic așa. La Cluj am venit la 12 ani, deci până la 12 ani am fost acolo și știu și cunosc foarte bine și am în memorie tot ce s-a întâmplat în acele timpuri. Sigur că acum e ca și în povestea aceea cu tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, când omul se întoarce așa păcătuind, ca să zic așa, se întoarce la locurile natale și nu mai găsește decât ruine și pe nimeni altcineva. Îmi pare rău că este așa. Eu sper totuși că fiii, nepoții și strănepoții noștri vor repopula acest sat, care este un sat extraordinar de frumos, și vă spun, acolo am trăit, acolo am copilărit și sunt foarte, foarte legat de aceste locuri. Ai plecat la Cluj pentru a studia muzica, și de fapt acolo a fost începutul la ceea ce ești acum. Cum ai luat decizia asta? Cum a fost ajungerea ta la Cluj? Poate că și faptul că ai fost de pe atunci și ești acum mare fan U Cluj a fost un factor pe vremea aia, când erai copil, să vezi pe fotbaliștii de la U Cluj mai de aproape? Da. Păi eu am ajuns la Cluj, am un văr care studia muzica, era cornist și era primul an la conservator. A venit într-o vacanță la noi, m-a pus să cânt, am cântat și tatăl meu i-a zis, băiatul, vine cu mine la Cluj. Așa am venit la Cluj și sigur că am dat admitere la liceul de muzică, eram în clasa 6-a, se dădea admitere. Și așa am ajuns în Cluj. Sigur că m-am bucurat tare mult, pentru că noi eram, cum să zic, copiii toți jucam cu un U pe noi. Toți eram iști, ca să zic așa. Jucam fotbal și m-am bucurat tare mult că am ajuns să văd meciuri, nu numai să le ascult la radio, să le văd meciuri de fotbal pe viu.
era ceva extraordinar. Mergeam cu două ore înainte la stadion. Stadionul era arhiplin. Vă dați seama, cu două ore înainte. Mă uit acum cu groază și văd că nu e vorba de pandemie, că așa, da. Nici înainte de pandemie nu erau spectatori. Da, este o echipă pe care eu o iubesc foarte tare și este, na, cum se zice, suntem cu trup și suflet alături de această echipă. Ai absolvit așadar liceul de muzică, apoi conservatorul și iată, se fac aproape 40 de ani, dacă nu mă înșel, de când ești la opera din Cluj. Da, păi da, am ajuns la Cluj, am studiat contrabasul cu un profesor care momentan este canadian, este vorba de Augustin Medan, care mi-a fost profesor de contrabas. Cu el am studiat în liceu, am dat admitere la conservator, am intrat la conservator. Și din 1982 lucrez la operă. Eram încă student și colaboram cu opera română. Alex, iată, anii au trecut. Opera din Cluj este în continuare casa ta de suflet, așa cum o numește uneori. Ai devenit un tenor și un contrabasist de tale internațională, națională, evident, și ai avut colaborări cu artiști de mare renume, cu Tudor Gheorghe, Florin Piersic, Arșinel, Carreras, Boceli. Câteva impresii, câteva amintiri despre aceste colaborări. Da, am avut norocul ăsta să colaborez cu artiști de prim rang și pe plan național și pe plan internațional. Ce să spun, cu fiecare artist am avut o experiență de la care am putut să trag multe învățăminte, ca să zic așa, și mi-aduc aminte cu plăcere, chiar mai vorbesc și cu marele nostru actor, Florin Piersic, cu care am colaborat. În 2008 am înființat o asociație culturală și am făcut o orchestră, o mini-orchestră, cu care avem foarte multe concerte, chiar și opere în miniatură, ca să zic așa, și operete. El a fost primul invitat al nostru și ne-am bucurat foarte tare pentru că a acceptat să vină, să ne întindă o mână și și o mână de experiență foarte mare. Până la urmă, sigur că a fost în beneficiul nostru. Alex, da, te ascult. De asemenea, am colaborat și cu Alexandru Arșinel, cu Stella Popescu, dintre actori, cu Titi Băcioi, un actor foarte bun de la Teatrul Național din Cluj. El, practic, Titi Băcioiu este invitatul nostru permanent la spectacolele noastre. De asemenea, am cântat cu marele nostru tenor, Florin Georgescu, cu marea noastră soprană, Bianca Ionescu, cu marea noastră cântăreață de muzică populară, de folclor autentic, Angela Buciu, deci cu artiști de prima mână, zic eu. Alexandru, iată-te după aproape 40 de ani de carieră artistică, ești unul dintre tenorii și contrabansiștii de renume național și internațional chiar, al nostru, cu care ne mândrim, mai ales că încă o dată ești originar din Escu,
câteva cuvinte despre colaborările tale. Ai colaborat, printre altele, și cu Boțele și Carrera, Tudor Gheorghe, dar te las pe tine să ne dezvălui puțin din trăirile pe care le-ai avut, experiențele pe care le-ai avut. Da, am colaborat, am avut șansa să colaborez cu artiști de primă mână și din România și din străinătate. Cine nu s-ar lăuda cu o colaborare cu marele nostru actor Florin Piersic sau cu Alexandru Arșinel sau cu Stella Popescu sau cu marele nostru, avem un actor extraordinar de bun, Titi Băcioiu, de la Teatrul Național din Cluj. Cu toți ăștia am colaborat, am avut spectacole împreună cu Florin Georgescu, cu Bianca Ionescu, soliști Tudor Gheorghe. Ce mai bun? Tudor Gheorghe, sigur că da. Da, am avut niște spectacole foarte frumoase cu Tudor Gheorghe și mi-a rămas în minte și în inimă toate spectacolele astea pe care le-am avut cu acești artiști. Am avut de asemenea cu artiști internaționali foarte, foarte buni, cei mai mari, Jose Carreras, Alexandru Safina, Bocelli, Andrea Bocelli. Ce să mai zic? Sunt un tip norocos. Pot să spun treaba asta. Ești un tip norocos, dar norocul nu vine chiar așa. Da, care crezi că este secretul reușitei tale? Ajuns odată la Cluj, la liceu de muzică, chiar că se făcea școală și mi-a fost foarte greu, asta trebuie să spun de la bun început, mi-a fost îngrozitor greu, pentru că eu nu făcuse muzică absolut deloc de acolo, de unde veneam eu, din Escu. Și eu am venit în clasa 6-a, ori colegii mei au început muzica de la 6 ani, deci aveau ceva ani în spate de muzică, ori a trebuit sigur să-i ajung și să concurez cu ei. Așa este la o școală vocațională, n-ai ce să faci, trebuie să te lupți, trebuie să concurezi și probabil că chestia asta m-a făcut și pe mine un pic mai... A trebuit să lucrez mai mult. Nu-mi pare rău, pentru că la sfârșit mi-am putut da seama că dacă muncești, munca nu te poate înșela. Musai să ai rezultate, cum se spune, dacă muncești. Alex, ai menționat acum câteva minute despre ceea ce înseamnă folclor de calitate. Ai colaborat cu Angela Buciu. Ce înseamnă pentru tine folclor de calitate? Există și folclor de mai puțină calitate, să spunem? Într-adevăr, așa este. Folclorul este un bun național. Nu putem să ne batem joc de folclorul nostru. Este o avere noastră, imaterială, cum se spune, și nu putem să ne batem joc în niciun fel. Toată lumea se leagă de maneliște, de exemplu. Păi sunt soliști de muzică populară. Să ne înțelegem, muzica populară nu este folclor. Muzica populară este muzică de scenă. Folclorul este cu totul și cu totul altceva. Ori, ca să vii să spui că ești cântăreț de folclor și tu să nu cânti folclor sau să-l cânti cum nu se poate mai rău, atunci trebuie să ne ascundem un pic după maneliști. Clar, asta este foarte clar. Da, am colaborat cu Angela Bucea. Angela Bucea este o mare solistă, lucrează foarte mult, foarte mult. Să nu credeți că tot ceea ce
doamna Buciu vine și ne prezintă nouă, este așa, a venit, numai pur și simplu. Nu. Lucrează mult, se interesează, merge cu culegeri, face culegeri de folclor, le prelucrează foarte, foarte atent, rămânând la ideea de bază a, să zicem, a cântecului, a horei. Este o profesionistă, într-adevăr. Nu degeaba o grămadă de piese pe care doamna le cântă au ajuns să se cânte și pe plan internațional. Vedeți Mocelița cu Trifoi, de exemplu. Exact, păi, da. Am văzut pe André Rieu cântând Mocelița cu Trifoi. Sau am auzit formații de jazz din Franța care cântau muzică culeasă, scrisă de către doamna Buciu. Îmi pare foarte rău să... Și uitați-vă cum apare pe scenă, cu ce costume originale. Ea reprezintă Maramureșul. Din Maramureș. Costumul este din Maramureș. Eu văd tot felul de fătuțe din astea care spun că din, să zicem, din Bistrița și se îmbracă cu costum din Bihor. Sau văd, păi asta nici nu, nici asta chiar nu pot să accept, să văd cântăreci îmbrăcați cu pantaloni, nici nu știu cum să le... Izmene, eu așa le zic, izmene, mulate pe picior. Păi unde ați văzut dumneavoastră țăran în România cu iegăr din ăștia mulați pe picior? Nicăieri. Și tu vii cu chestiile astea și le mâncă, mai le bagă mulat pe picior, le bagă în cizmă și zice că e folclor. Ăla nu e folclor. Îmi pare foarte rău că trebuie să le spun. Sunt o grămadă din ăștia care sunt consacrați și fac chestii de genul ăsta. Nu. Alexandru, pentru că suntem în sfera folclorului, am ascultat câteva din pricesnele tale, am ascultat câteva din romanțele tale, care nu sunt în sfera folclorului, dar am ascultat și Tatăl nostru interpretat de tine și am ascultat și imnul național interpretat de tine. Trebuie să recunosc că m-au emoționat aceste creații de ale tale. Ce să zic, mă bucur tare mult că ți-au plăcut. Vreau să spun că eu cânt folclor, când am posibilitatea, cânt. Dar pentru că am studiat canto clasic, mi-am pierdut, cum să zic, ornamentele, nu le pot face foarte bine și nu mă bag în orice, pentru că nu-mi ies. Și decât să nu-mi iasă ca lumea, așa cum trebuie, mai bine nu cânt. Despre pricezne este cu totul altceva. Priceazna, lumea nu înțelege ce este priceazna. Priceazna este o rugăciune cântată. Priceazna o cântă diacul în biserică atât în timp în care preotul se roagă. De fapt, se roagă toată lumea. Toată lumea din biserică se roagă împreună cu preotul. Și diacul cântă singur această priceană. Nu se cântă cu orchestră. Deci nu se cântă cu orchestră. Văd, și asta mă supără foarte tare, concert de pricezne. Și se cântă pe la case de cultură și așa mai departe. Nu. Este o rugăciune sfântă, o rugăciune cântată și se cântă în biserică. Nicăieri altundeva. Eu așa văd. Da, îmi plac foarte tare. Pentru că vreau să vă spun și să mă laud că unul dintre bunicii mei a fost diac la biserică și cânta foarte frumos și pricezne și poate că de la el a moștenit dragul ăsta de a cânta pricezne. Să sperăm că vom avea ocazia, vom avea plăcerea de a te avea aici în Canada, să ne bucuri cu pricesnele, cu romanțele tale.
De altfel, ai și câțiva prieteni aici în Canada. Unul dintre ei stă la Montreal, este vorba de domnul profesor Vania Atudorei. Mai e prieten și la Toronto. Sigur că l-am cunoscut pe domnul profesor. V-am spus, eu băteam la porțile operei, da, ca să zic așa, eram proaspăt angajat, iar dânsul prezenta concerte de operă și de arii. Este, ce să mai zic, e foarte priceput și foarte aplecat asupra acestui gen de muzică. După aia, sigur că dânsul a rămas în Occident și în 91 ne-am întâlnit. De fapt, el a invitat un ansamblu de muzică de folclor, un ansamblu studențesc, și în Elveția, era în Elveția, și ne-am întâlnit acolo. După aia l-am mai văzut o singură dată, a venit în Cluj, ne-am întâlnit, am povestit câteva minute și a urmat să ne mai vedem. Probabil a fost foarte, foarte prins. Eu îl apreciez tare mult pentru că este un om deosebit. Sigur că am foarte mulți prieteni în Canada, la Montreal. Uitam acolo un coleg, un fost coleg, un violonist foarte bun. Plânge vioara când o ține, când cântă pe ea și când trage cu arcușul. Daniel Lazar, sigur că da. Mă bucur să te am pe tine, prieten. În Toronto, de asemenea, în Toronto vreau să spun că am o parte din familie acolo. Am un băiat care trăiește din 2000, trăiește în Toronto. Acolo este profesorul meu, primul profesor de contrabas de la Liceu de Muzică, Gusti Medan. Un om deosebit, ne întâlnim în fiecare vară, el vine în fiecare vară la Cluj, ne vedem, foarte fain, na, ce să zic, și mulți, mulți alții, mai am o grămadă de prieteni prin Canada. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și sper să ne revedem cât mai curând. Cu mare drag, mă bucur tare mult că așa s-a întâmplat și Sincer aștept și mi-aș dori din tot sufletul să pot să cânt și să-i încânt pe românii din Canada. Ar fi o bucurie foarte mare pentru mine. Poate că ar fi cireașa de pe tort a carierei mele.